Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre cine vrea să fie dragobetele vostru. Am vrut era cât pe ce să fac și de Valentines, Valentines, dar bine, evident că zic și o Valentine, sunt glumă, dar nu prea îmi plac sărbătorile importate, așadar am zis că tot am început pentru mine luna iubirii. De pe 14-15 februarie până pe 14-15 martie mi se pare luna iubirii, pentru că avem dragobete, Valentine's, de fapt Valentine's, dragobete, 1 martie, mărțișor, 8 martie, ziua femei, apoi la un moment dat e și ziua mea, deci pentru mine e ziua iubirii. Ziua, luna, pardon. Numărul 1, 2 și 3, voi între timp alegeți, eu mai vorbesc, mai zic și eu una alta. Și hai să vedem ce care ați ales numărul 1. Cine vrea să vă iubească de dragobete? Că bănuiesc că, ia, e cineva nou, posibil cineva vrea să lase în urmă o situație neplăcută. O situație neplăcută, da, o situație neplăcută. Ceva nou, să comunice. Eu știu, hai să vedem. Numărul 1. Cine vrea să fie dragul? Sau poate voi vreți ceva nou? Poate v-ați săturat de triunghiuri amoroase, poate v-ați săturat de responsabilități și vreți o nouă relație. Cine vrea să vă... 2. Trebuie să alegeți, în primul rând. S-ar putea să trebuiască să alegeți între două persoane sau vedem ce apare. Sau... Ia uite. Posibil o persoană de care v-ați detașat voi sau ei au încercat să se detașeze și vor să se reîntoarcă. Vedem, vedem. Sau voi vreți să vă întoarceți la ei sau să ei... Vedeți, vedeți că dacă... În general, această etalare evident că va fi pentru doamne, pentru că dragobeții sunt băieți. Sunt băieți. Hai să vedem cine vrea să fie dragobetele vostru. O dată, de două ori, de trei ori. E drăguț când ai cărțile. True love, dragoste adevărată. Ai, dar cel mai dragobete este regele, cel mai fain dragobete este regele de cupe. Ah, și regele de bâte. Așa că și manifestarea e fantastic. Șase de cupe. Am zis că posibil să fie cineva care se întoarce. Vrea să vă facă un cadou. Vrea să fie... Sau poate sunteți voi. Vreți acest lucru față de cineva care vă este drag, dacă sunteți bărbați. Dar dacă sunteți doamne, este un domn. Este un domn, domn. Ar putea să fie un tânăr domn, dar un tânăr domn care a ajuns la un grad de maturitate emoțională special, pentru că sunt unii care n-ajung niciodată, nu contează vârsta. Dar acest domn, tânăr sau mai puțin tânăr, sau în sensul neapărat mai puțin tânăr, matur, a ajuns în primul și în primul rând la un grad de maturitate emoțională. Își conștientizează emoțiile față de voi, simte că între voi doi este o relație foarte profundă, există comunicare telepatică, vă simțiți sufletele, vă recunoașteți și calitățile și defectele, chiar dacă sunteți deosebiți, diferiți, vreau să zic, chiar dacă sunteți diferiți, acest personaj recunoaște și diferențele, dar și asemănările și simte că diferențele vă completează. Posibil nu ai exprimat suficiente emoții. Da. Deocamdată sau până acum a tot visat acest personaj. Până acum a tot visat, interesant, vă consideră perechea lor divină și posibil voi să-i fi blocat. Am văzut ceva la început, da? Un blocaj și la doi de spade, voi să fi blocat sau să fie apărut între voi doi, regele și regina de cupe, niște blocaje, niște situații. Poate pandemia, poate v-a prins pandemia în diferite locuri ale lumii sau în, eu știu, diferite situații. Poate sunt altfel de blocaje sau pur și simplu voi, posibil, doamnelor, ați fost mai precaute pentru că există niște chestiuni care țin de familie. Asta, familia, nu mai dau detalii. Voi înțelegeți acest cuvânt și concept, cum considerați că vă reprezintă pe voi, da? Poate că voi ați fost puse să alegeți între familie și dragostea pe care o simțiți și voi față, o intuiți măcar
față de acest personaj. Cred că îl știți, personajul cu 6 de cupe, mai mult ca sigur că îl știți sau că simțiți că ceva se întâmplă. Chiar dacă sunteți prin preajmă și nu s-o fi întâmplat nimic între voi cu 6 de cupe, vă întâlniți zilnic și simțiți că este ceva. Poate vă oferi flori, poate nu. Ar vrea să vă ofere flori, ar vrea să vă ofere un dar și nu doar un dar, ar vrea să vă ofere mai mult, o prietenie durabilă. O prietenie durabilă, ar vrea să construiască ceva. Ideea este că este conștient că lucrurile profunde și durabile se construiesc în timp. Și poate că abordarea lor este pe gustul unora, poate nu este pe gustul altora. Variază. Vedeți cărțile? Mi-am schimbat studioul la bucătărie. Am spus că vă visează, că poate sunteți parte din opțiunile lor. Poate și voi aveți opțiunile voastre, why not? Ideea este că, deocamdată, este mai degrabă, interesant, am văzut ce? Lumea, da. Posibil, hai că a vrut să iasă, lasă așa mai într-o parte. Ori ați încheiat un capitol și vor să înceapă, visează că se vor împăca cu voi, ori există distanță, am zis mai devreme când vorbeam de blocaje, poate v-au prins blocajele, pandemia, eu știu ce alte situații neplăcute, v-au prins în diferite locuri ale lumii, ale țării, sau poate chiar ale vieții voastre niște capitole neîncheiate sau, în fine, ceva care trebuia încheiat ca să se poată manifesta eventual în acest an. Foarte special. Am început deja să vorbesc pentru că nu știu de ce m-au făcut să vorbesc. Înainte să scot toate cărțile, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Hai să vedem despre personaliteul lor. Ce personalitate au? Vedem că au dominanță, cel puțin față de voi. Nu neapărat că sunt semne de apă, dar că emoțiile sunt foarte importante pentru ei, cel puțin în relație cu voi. Cel puțin în relație. Interesant. Și aici avem apă, 18, transformare. Este o persoană care s-a transformat foarte mult. Poate vă vine să credeți sau nu vă vine să credeți, dar acest personaj s-a transformat. Din acest motiv, posibil să vrea să vină iubi, să vină și să... Da, întăcerea. Numărul 18, care adesea este în tarot numărul lunii. Întăcere. Într-o zonă de mister, adică mai puțin departe de privirea voastră, poate și a altor oameni, acest personaj s-a transformat. Interesant că tot apar simboluri care țin de apă și mult special de scorpion. Și nu vorbesc numai că este zodia scorpionului, poate să fie cineva cu marcaș. Și când zic de marcaș, mă refer inclusiv la ascendent, la Venus, lună, da? În scorpion văd foarte mult pești și rac. Acum aveți, ia uite, loialitate, o persoană care vă este loială din punct de vedere emoțional. Poate că din alte perspective n-a fost tocmai perfect, nu știu, voi știți sau poate nu știți nici voi, dacă, dar eu zic că totuși cunoașteți personajul. Ideea este că acest personaj este reprezentat de cocorul cu coroană roșie, un simbol al culturii asiatice și iar avem luna, luna plină. Personaj care vrea să arate emoțiile pe care le simte față de voi. La lună plină vedem luna, nu mai ascunsă ca la luna nouă. Apropo de 18 de lună și de elementele care țin de apă, de emoții, de sentimentalism, vor să fie romantici cu voi. Aceasta este parte din personalitatea lor pe care vor să o arate față de voi. Interesant, văd un munte. Un munte care acum este luminat de această lună plină. Poate că e dintr-o zonă muntoasă, poate că voi locuiți mai aproape de munte. Variază. Ideea este că muntele reprezintă obstacole, greutăți. A trecut prin această transformare emoțională, personajul a trecut prin foarte multe obstacole. Repet, am văzut și nouă de bâte. A trecut prin multe obstacole care au și greutăți care
s-au manifestat la nivel emoțional, sentimental, până să le înțeleagă și până să reușească să le guverneze și să le controleze și să le simtă și să le transforme. Hai să vedem ce am zis de personaliteul lor. Ce alte date mai avem despre personaliteul celui de la numărul... A, interesant, poate sunt două persoane. O să și clarific. O să și clarific. A venit o singură carte și aceasta cu... Ia. Iar apă și pământ. Da. Eu totuși merg pe prima idee că a fost o separare între voi, au fost blocaj, au fost transformări, au fost moarte și renaștere și acest personaj vrea să vină să vă cucerească într-un mod frumos romantic. Dar, într-adevăr, există și o parte a personalităților foarte periculoasă. În ce sens periculoasă? Dar pe care ei deja o cunosc, o conștientizează și o controlează. Pentru că acest rege de cupe, vedeți cărțile, da? A venit ca un plus al personalității. Acest rechin. Acest personaj a fost un soi. A fost. Poate să fie. Și... Probabil că a fost un soi de vampir energetic, emoțional, în trecut. Și din cauza aceasta să fie apărut și separarea și blocajele și nevoia de transformare, pentru că știu că în relație cu voi își doresc să fie stabili. Cavalerul de monede și vulpița care în aceste de cărți reprezintă perechea, energia feminină. Vă doresc pe voi alături de ei. Într-o formă sau alta, chiar prietenie, chiar colaborare. Nu zi musai de cine știe ce povești de dragoste, se pot înfiripa. Pentru că, totuși, e dragoste acest personaj, simte dragoste, dar e conștient că această dragoste poate să rămână la nivel de prietenie sau de colaborare la locul de muncă. Ideea este că vrea să se întâmple ceva, nu să rămână cu aceste emoții. Vrea să arate că nu mai este atât de prădător emoțional, cum a fost cândva. Așa vine mesajul, prădător, pentru că rechinul este un prădător. Și este o energie. Da, periculoasă. Hai să vedem alte date despre ea. Regele de cupe, șase de cupe, clarificăm și cavalerul de monede. Despre acest personaj. Eu totuși cred că este un personaj. Vom vedea acum, la clarificări, dacă sunt două persoane. Da, vrea să muncească. Acest personaj vrea să muncească, să dezvolte o relație de prietenie, de inocență, o relație pură. Vrea să muncească. Inclusiv a muncit în grădina sa interioară, apropo de cultura asiatică, poate a citit cărți de meditație, de artă, despre cultura, filozofia asiatică și s-a transformat. Știți cum e cu o carte? Poate să transforme un om. Nu vi s-a întâmplat? Ia uite, a vrut să fie în control, dar a renăscut 10 de spade sau poate a fost, da, 10, da, interesant, controlul îl asimilează acestui rechin. Control mental și emoțional. Sau poate că a avut de-a face cu oameni de genul acesta și a înțeles că nu este o soluție, nu este o metodă de a manifesta relații, adică n-ai cum să manifesti relații armonioase în acest stil, da? Și a renăscut 10 de spade. Dacă această renaștere
ține de povestea voastră sau de povestea lor personală, poate că știți, poate că nu știți. Haideți să vedem. Dar posibil că unii dintre voi ar trebui să știți, să intuiți în principiu. Ce ar mai fi de spus despre acest personaj? În general, este un personaj precaut când este vorba de relații. Și cu voi chiar își dorește o relație, repet, nu musai de amor, poate să fie doar de prietenie, de colaborare, pentru că dragostea lor este suficient de profundă, nu, chiar este profundă, vor să vă întâlniți, da, 6 de cupe, 3 de cupe, eventual să vă împăcați dacă a fost ceva tăcere între voi. Da. Dragostea lor este foarte profundă. Deci, era, știți, un vers sau un text undeva și care îmi vine acum în minte. Dragostea mea este mai profundă sau la fel de profundă precum oceanul. Din acest motiv, poate nu sunt înțeleși, poate nici voi nu ați înțeles. Vedem. Ce frumos! Regina de monede apare. Cu alte cuvinte, își dorește să înfloriți această... să înflorească acest... să aibă succes imediat. Understanding. În primul și în primul rând, doamnelor, vă văd foarte frumoase, vă văd înflorind. Și asta nu face decât să le trezească și mai multă dragoste. Dar, dragii mei, interesant cum vine asocierea de simboluri, evident că dacă n-ar fi, nu am putea să povestim, nu? Avem floare și avem și apă. Dacă vă văd înflorind, își doresc să participe la creșterea și înflorirea voastră în continuare, da? Să vă hrănească emoțional și fizic, să vă asigure stabilitate, că o floare are nevoie să fie sădită, să fie aranjată, să fie îngrijită. Da? Își doresc să vă îngrijească, să vă protejeze. Își doresc să aveți succes împreună. Poate să fie și la locul de muncă, poate și în prietenie, poate și în dragoste. Pentru că dragostea aceasta, dragii mei, are mai multe forme. Nu este doar erotică. Dragostea nu este doar erotică. Acum, unul dintre voi a fost într-o cușcă. Și vedem și aici niște băte, niște blocaje, ca niște gratii. Niște blocaje au fost, dar acum se dorește mai degrabă eliberarea de aceste gratii, eliberarea de niște preconcepții, eventual. Poate au fost blocaje emoționale pentru unii dintre voi, nu doar fizice, poate au fost fizice, poate, repet, unul dintre voi sunteți într-un mediu tradițional sau prea strict și acest personaj ori își dorește să vă scoată, să vă plimbe prin lume, să vă ajute să înfloriți, ori dacă voi sunteți în stadiul acesta, își dorește să vină spre voi și să zburați împreună, în libertate, într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți, unul dintre voi a târnat sau atârnă prea mult de trecut. Și în această perioadă, ce a putut să facă decât să viseze, interesant, visul și aici tot 7 de cupe. Visul, acest personaj a visat că se poate crea cu pasiune, dar mai ales cu dragoste, foc și emoții. Interesant. Hai să vedem, pentru că în general dragobeții vor și ei mai mult, mă. Hai să fim serioși, că dragobeții vor mai mult. Așadar, hai să vedem ce vrea acest dragobete de la voi. Dacă totuși... Da, asta e. Ce vrea? Uite că vrea. V-a studiat până acum. Acum consideră că sunteți pregătiți.
Să construiești ceva. Cavalerul de monede și trei de monede. Să construiești doi de monede. Am spus, poate nu știți voi cât s-au transformat în această perioadă. Ați fost cu spatele, le-ați întors spatele, ați încheiat, eu știu, legătura între... Ia, uite cum vă văd. Împărăteasa, am zis că vă văd în cap pe o împărăteasă, regina de monede. Nu e așa că e similară? Flowering. Sunteți ca o floare. Sau mama florilor. Sau o adevărată Gaia pentru ei. Zeița. Zeiță. Frumusețe. Vă văd deosebit de frumoase. Deosebit de sexy, că tot suntem și la capitolul ăsta. Și puternice din punct de vedere emoțional și cu niște capacități creatoare foarte mari. Dar posibil că la un moment dat n-au fost pregătiți pentru această energie foarte frumoasă a voastră, manifestată în restricții sau în afara restricțiilor, pentru că poți să manifesti această creștere până la un moment dat, evident, și înăuntru, ca apoi să ne pădească în afară, să vă bucurați de expansiunea acestei abundențe. Dar am spus, dacă voi ați început să lucrați cu voi, să creșteți din punct de vedere spiritual și nu doar spiritual, și fizic, să manifestați mai multă abundență, să vă îngrijiți mai mult, să arătați mai bine, acest personaj a observat, între timp și-a făcut, eu știu, planurile, va studia nu doar formele, da, clar că va studia și formele, dar a încercat să găsească modalități potrivite de abordare ca să aveți și încearcă în continuare, încearcă o împăcare, încearcă o abordare potrivită, respectuoasă, elegantă, romantică, în care se exprime cât vă apreciază, ce valoare sunteți pentru voi, pentru ei. Hai, mai dăm o parte. Își doresc, în primul rând, un mediu foarte primitor. Să vă simțiți ca acasă. Trei de monede asta îmi sugerează. Să vă simțiți ca acasă. Șase de cupe la fel. Să ieșiți din ceva reținut până acum și să înțelegeți că această dragoste va duce o formă de libertate. Dar e o libertate frumoasă, eu așa înțeles. Dacă ceva nu vă place, căutați alt număr, dar ceea ce simt referitor la acest personaj e chiar foarte frumos. Foarte frumos este. În continuare a venit luna. Probabil că și-ar dori să vă plimbați romantic sub clar de lună. Dacă sunteți într-o zonă călduroasă, să mergeți pe malul mării, să faceți baie în mare și să vă iubiți. La la la, lululu. Dar depinde unde sunteți. Dacă sunteți în Hawaii, da. Sau eu știu, prin Florida. Sau ce altă zonă mai este în America, da, în care este cald și puteți să faceți baie în apița mării. Acum, este că acest personaj este, într-adevăr, mai misterios și într-un fel sau altul este de înțeles. E a doua oară sau a treia oară când vorbesc despre lună. Important este că acest personaj a înțeles ceea ce simte pentru voi și vrea să construiască ceva. Posibil totuși, iar văd și această posibilitate, doamnelor, să trebuiască să alegeți între două personaje. Acest rege de cupe, care încearcă să vă abordeze cât mai discret și cât mai delicat, repet, încearcă să vă studieze și să vadă ce aveți nevoie și să vă atragă într-un mod plăcut. Și o altă persoană care vine foarte greu înspre voi pentru că trece prin niște blocaje, trebuie să-și descopere încrederea în ei și să-și reconstruiască viața și financiar, dar și emoțional, trebuie să iasă la lumină, să iasă înspre libertate și sunt niște lucruri pe care voi nu le știți despre acest personaj. Probabil cu marcaj puternic în semn de pământ. Dar văd pământ, apă, pământ, apă. De ce? E greu de spus, pentru că și aici avem apă și pământ și aici avem apă și pământ. Este greu de spus.
să dai un verdict, vai, doar, poate să fie orice altă zodie. Asta în cazul mai, în care mai este o altă persoană. Dar, repet și rămân pe această idee că acest rege de cupe vrea să construiască ceva. A înțeles niște lucruri, a înțeles de ce au fost restricții, de ce nu au mers lucrurile, de ce nu au mers treburile între voi, eventual. Și în această transformare a descoperit, repet, apare aici o perluță, a alchimizat toate emoțiile negative, blocajele, visările, le-a alchimizat și le-a transformat într-un mod frumos. Poate, poate pentru unii, această alchimie se va manifesta sub forma unui cadou făcut de ei, creat de ei. Hai totuși mai dăm o carte pentru lună. Ce și-ar dori? În primul rând, să fie romantici cu voi. Să vă simtă și sufletul, nu doar pielea. Acest personaj este foarte sensibil la mirosuri. Mirosuri care țin de plante, aromaterapie sau, eu știu, afrodisiace. La mirosuri și la umiditate. Înțelegeți voi, da? Care e ideea? Clarificăm luna cu umiditatea. Clarificăm luna. Sunt multe cărți. Iar îmi apare. Hai să le las așa. Deși au venit cam multe. Am spus că ar prefera mai degrabă o prietenie, o colaborare și apoi nu să ai în secret, într-un mod subtil, într-un ritm mult mai delicat, să construiți o nouă dragoste, asul de cupe, să mergeți mai departe, să vă explorați unul pe celălalt, să comunicați, eventual să vă implicați 10 de bâte cu toată pasiunea de care sunteți, eu știu, capabili și sunteți capabili de multă pasiune, văd la capitolul erotism, văd și mult foc, da? Multă. Atracție și rezistență fizică, să zicem și așa, și despre rezistență. Că nu vrea nimeni, da, scânteioare de scurtă durată. Dar această lună, asta ascunde dorința de a manifesta o nouă dragoste. Știți, nu doar prietenie, nu doar colaborare, chiar se dorește, dar repet, într-un anume ritm subtil, lunar, ciclic, da? La fiecare lună, ciclu lunar, să mai manifestați ceva în colaborarea voastră, în comunicarea voastră, în înțelegerea unuia față de celălalt, în implicarea fizică, da? Până descoperiți această pasiune, până începe să vă simțiți, repet, și sufletul în această reîntâlnire și uniune, nu doar, să zic, mental sau prietenia, am zis, despre care am tot vorbit până acum. Cam atât. Cam atât. Din punct de vedere sexual, are ambiții. Are ambiții mari. V-a urmărit, repet, v-a urmărit și știe cam ce ar putea să vă placă. Dar iar o chestiune cu restaurant, mâncare, momente de confort fizic, undeva acasă sau la un restaurant, după care să vă aruncați în brațele unuia și celuilalt. Cu pasiune. Au fost decepții. Au fost decepții, măi. Îmi pare rău pentru voi. Da, pare acest personaj în această perioadă că are intenții frumoase.
frumoase. O să pun setul de cărți deoparte. Hai să vorbesc despre. Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Imediat. Haideți să vedem cine vrea să fie dragobetele vostru. Dragobete? Dragobeți, în general, sunt băieți. Acum, nu știu, cam așa e. Nu? Așa se zice. Vedeți? Dragobeții. Cinci de spade. Cineva încearcă să creeze o strategie. Dar e îndrăgostit. Probabil cu marcaj în gemeni, dar nu obligatoriu, sau al semn de aer. Ia să vedem. Cine vrea să fie dragul? Poate sunt mai multe persoane, nu? Ia, cine vrea să fie? La locul de muncă, un împărat? O persoană autoritară? Într-un contract, are deja un contract acest personaj, adică poate să fie și căsătorit, dar simte nevoia de dar simte că de fapt e un contract mult mai subtil între voi doi. Între voi doi sunteți două suflete perechi cu care și-ar dori de fapt să fie în contract. Probabil cineva cu marcaj în balanță, semne de apă, de pământ, de foc. Vrea să fie dragobetele vostru. Mai. Stai să pune că s-a răsucit aici. O dată. De două. De trei ori. Șapte. Cineva care stă și așteaptă. Investește, nu investește. Vrea să vină să vă cucerească. Cine vrea să fie dragobetele vostru? 9 de monede. L-am văzut. 3 de spade. Și turnul. Ups! O să clarific. 9 de monede e o persoană singură, independentă. Posibil dezamăgită în dragoste. Și vrea să vină hodorong, tronc, brusc. Să ce? Să schimbe o situație. 9 de cupe, simte multe emoții. Și deocamdată aceste emoții le neacă în băuturic. Da, simte regina de cupe. Probabil că între voi, unul dintre voi, voi i-ați respins sau ei v-au respins pe voi din cauza unei situații karmice, unei situații toxice, a unor adicții. Da. 9 de monede. E o persoană singură. Hai să vedem 3 de spade. Clarificăm 3 de spade. Da, v-a respins. Sau voi ați respins pe voi. Ia uite și 4 de monede. Ia uite, rege de spade. Lângă 4 de monede lângă regele de spade e o persoană logică care până acum nu știu să se deschidă emoțional. Ori din cauza că a mai fost dezamăgită și din cauza asta v-a respins și pe voi, posibil și asta. Ori deschiderea acum se va manifesta. Regele de spade. Marcaj puternic în semn de aer, văd. Mai dăm o carte, 4 de cupe și 3 de spade. Mai dăm o carte. O carte, 4 de cupe și 3 de spade. Ce face 4 de cupe? Eu văd mai degrabă că doamna ar fi oferit o cupă, altfel de cupă. Da. Și au fost într-o poziție foarte specială, au trebuit să... Da, regele de spade și împăratul. Dar un personalitate foarte puternic. Puternic, dar ce puternic ești, domnule! Era o scenetă.
Oh, Doamne, o tipă singură și căuta să se mărite cu oricine. Și a venit unul pierpiriu și zicea, vai, dar ce puternic ești, nu mai știu cum să... Stamate o chema pe ea, parcă nu, ești drăguț. Dar ce puternic ești, domnule. A vrut să fie în control. Da, a vrut să fie în control, va provoca și vouă dezamăgire, dar, ciudat, au început și ei să simtă dezamăgirea, să simtă această rană în suflet. Da. E o persoană care vrea să aibă control. Da, vrea să-și controleze inima, exact pe inima a venit, da. Consideră că nu mai există dragoste după dezamăgirea pe care a simțit-o probabil cândva. Și dacă dezamăgirea, ea s-a accentuat și rana în momentul în care v-a respins pe voi sau voi pe ei, probabil că s-a atins un punct acolo sensibil, nevindecat. Și acest personaj, înțeles că probabil s-a îndrăgostit. Oops, I did it again. S-a îndrăgostit de voi. Cum e aia să te îndrăgostești? Turnul. Clarificăm turnul. 6 de cupe. Da, vrea să se împace. 6 de cupe este împăcare. Asta este. Conștientizează. La capătul setului de cărți, în secret, nu știți câte griji își fac, câte obsesii. De fapt, conștientizează că a început să iubească regele de cupe. Probabil că și iubea înainte. Dragii mei, oamenii care sunt dezamăgiți, care au această inimă frântă, cu siguranță că au iubit cândva, foarte profund. Din acest motiv devin regi. Am mai zis, regele și regina de spade au iubit cândva foarte profund. Afară de faptul că regele de spade unor poate să fie și educat așa, tocmai din cauza că părinții au fost, da, a fost dragoste cândva în trecutul lor. Ori la nivel de familie, ori la nivel personal, o dragoste și o dezamăgire mare. Acum nu zic musai să înțelegeți, dar acestea sunt cărțile. Da. Și aceste griji devin apăsătoare, intoxicante. Este și orgoliu, este și frică cu luna, prea multe gânduri, eventual și legate de imaginea publică și de carieră. Cum? Că păi, hotărâm tron brusc, cavalerul de spade, a venit dragostea în viața lor. Comunicarea cu voi, probabil, sau ceva s-a întâmplat. Hai să vedem despre personaliteul lor, să mai vedem ceva despre personaliteul lor. Oameni foarte, foarte puternici, căpoși. Dorința de a domina, încă această dorință, chiar dacă vor veni, vor să vină, hotărâm tron brusc. Zvo, vreau un mărțișor! Hai, mă, împărat, oferă mărțișor! Cam puțin, împărate, cam puțin, hai, pardon. Cam puțin. Adică nu te supăra. Deși tu acolo... Mă, nu mă pricep la ceasuri, vreau să zic un ceas pate, dar nu le știu. Completați-mă, că nu le știu. Nu știu, ceva acolo mai valoros, așa, ca tine, împăratule. Așa, dar cu mărțișor și buchețel de flori. Nu fi ieftin, împărate. Please, please. Hai să vedem despre personaliteul lor. Interesant, poartă mască. Uitați, nu neapărat că ar fi musai bărbos, dar e așa de îmbufnat, așa nu spune, își ține cuvintele și emoțiile acolo în barba aia și în helancă. O fi helancă, ce o fi, nu contează, dar așa să nu arate, să nu spună, probabil că nu vorbește. Ia uite-l, ritual interesant. Apare bizonul. Este o personalitate foarte puternică și am senzația că vă vede și pe voi foarte puternice. Și aici se creează o recunoaștere. Vă oglindiți. Dacă voi sunteți singure, 9 de monede, acest personaj este și el
Într-un fel sau altul, dacă nu musai singur, că poate să fie destul de căsătorit împăratul sau în contracte, are tendința să fie independent. Fac ce vreau când vreau. Și atunci, într-un fel sau altul, vă oglindește personalitatea. Ritual 3 și cu 5, 8. Este o persoană foarte intensă. Foarte intensă. 8. Probabil că are un fel de a fi interesant cu ritual, cu 8. Chiar dacă a fost dezamăgire, chiar dacă v-au respins, chiar dacă v-au produs durere prin respingerea lor, știu că este un anumit timp când pot să acționeze, tocmai pentru că sunt împărați și în control. Este un anumit timp și ei acționează conform acestui timp. Nu musai divin, nu, este timpul lor, este ritmul lor, ritualul lor, ritual. Nu mă gândesc că ar face ceva musai, un ritual. Eu ofer flori doar de dragobete, de mărțișor, de 8 martie și de ziua ta. În rest am treabă, PC. Am de făcut bani, da? Îți place, nu-ți place? Chiar să mă respingi pe mine, împăratul? Dar ce vă urmărește acest împărat? 15, iar reapare numărul 15 al diavolului, da? Mama măsii de diavol. Mă enervează când apar energiile astea, dar am zis că este o persoană foarte intensă care vă studiază în secret, dar altfel decât nu cavaleții, nu că vă spionează, vă analizează, vă disectă, posibil să aibă ochi albaștri, mai mult sau mai puțin. Watcher. 15. Și asta e, deci stă în umbră și vine când? Turnul, da? Când nu vă așteptați. Dar bine, acum vă așteptați că dragobetele, dar poate nu vine chiar de dragobete, în perioada aproximativ următoare, eu știu, rămâne de văzut. Băi, ce personalitate! Nu mai vorbim despre personalitatea lor. E o persoană foarte înțeleaptă cu bizonul, într-adevăr este o persoană foarte înțeleaptă, care are cunoștințe subtile despre niște lucruri. E totuși împărat, măi. Împăratul nu e prost. Altul care vă... Bă, deci aceeași, băi, doi. Energia care vă urmărește din umbră, interesant. E o persoană foarte loială, împăratul este loial. Dominatoare. Care vrea să creeze ceva cu voi. Și, în general, vrea să creeze, nu să se... Împăratul nu își permite aventuri. Nu are timp de așa ceva, dragii mei. E un împărat, pe bune, ăsta chiar e împărat. Și nu fibre. Crocodilul? Crocodilul. E prima carte din semnele de apă. Dar stă tot așa în mol. Emoții, nu tocmai, da? Emoții, 4 de cupe. Nu tocmai frumoase. Poate din cauza dezamăgirilor trecutului. Foarte precaut se gândește. Când, dragii mei, când, dați replica, când s-atace, domnule, când s-atace. Pentru că este un crocodile dandy. Dandy, poate. Poate este dandy, poate dandy, nu știu, de un crocodil, bre. E periculos. Ce sens, măi, e un om intens. Și are încă, îmi pare rău să vă zic, dar bine, vă avertizez, încă are gândire reptiliană. Gândul la stabilitate, da? Munseul scrie, munseul citește, ce se mănâncă e mai important decât ce se simte, știți voi. Gândire reptiliană. Dar, eu știu, ce se va mai întâmpla între voi, dar acest personaj își dorește să fie drag. Uite, vedeți? Acest personaj vrea să vină să vă ofere ceva. Pii! Ce? Hai, mă! Împăratul nu oferă mărțișoare, mai. Nu ne lăsăm păcăliți, păcălite de așa ceva. O să fac o gură mare și o să vă înghită. Aveți grijă să nu vă mănânce la ritualul său de... La cina cea de seară. E un ritual, are un ritual. La
Masa de seară de dragobete, mănâncă o fată frumoasă și independentă și tânără eventual și neliniștită. Crocodilule? Iac. Dar are responsabilități, măi, ce să mai, Camila? Are responsabilități. Oamenii aceștia n-au timp de joacă. Și totuși a apărut peștișorul în viața lor, într-o formă sau alta, această energie nouă, jucăușă, cu vibrație spirituală pe care au respins-o pentru că au deconstruit independență, averi, împărății, pe pământ, evident, pe pământ, că aceste împărății n-au cum să fie în ceruri. Bă, uite ce împărat! Hai să mai vedem câteva date despre acest. E un personal, cred. Probabil cu afacerea sa, cu banii săi. Nu știu. Mai să fie. Hai să vedem. Detalii despre nouă de monede. Comparați. Comparăm. Am senzația că pentru unii dintre voi acest personaj poate să fie proaspăt independent. Nu pentru toată lumea, dar să fie proaspăt independent. Înțelegeți? Cum? Hai să vedem. Clarificăm împăratul, domnilor. Domnilor mei ghizi. Domnilor mei ghizi. Dragii mei ghizi, de fapt. Dragii mei ghizi. Arătați-mi și mie despre acest împărat. Și mie și cei care au ales numărul 2. Dar ce împărat, mă. Sunt multe. Nici nu mă uit la ele. Posibil să aibă ceva de construit, vreo afacere online, o afacere foarte, nu știu, ia să se extindă. Sau, da, cam asta e. Împăratul, clarificăm împăratul, măi, dar ce nu mă impresionează, pe mine nu mă impresionează împăratul. Poate pe alții, știți? Dar are așa atitudini de tătic, știți voi, că e tăticul zodiacului. Împăratul, daddy, daddy. Ha, ce melodie îmi vine! She's crazy like a fool, what about daddy cool, parcă. Boniem, probabil că are legătură, probabil că acest personaj este obișnuit să fie în control și voi sunteți mai nebunatice, mai extravagante, poate chiar mai mistice, cu ritualuri și cu așa, și atrageți într-o altă zonă pe care ei n-au, eu știu, turning in. N-au trăit-o până acum. Un soi de patru de cupe. Interesant, patru de cupe are apărut aici. Dar până acum, acest personaj a ținut în el toate emoțiile, și negative, și pozitive. Până acum a ținut în el acest personaj. Interesant că a venit cartea invers. Poate că a meditat, poate a făcut comparații între voi și alte personaje, între durerea pe care au simțit-o undeva cândva în timp, la nivelul inimilor, și ceea ce au simțit în ultima vreme, respingându-vă pe voi eventual, pentru că turnul reprezintă și o separare, da? O separare produsă din cauza dezamăgirilor, pe care și-o doresc reconsiderată sau anulată printr-un gest de împăcare. Și turning in a venit invers, adică vor să exprime, da? Să exprime emoțiile acestea reținute. Și nu aș spune că din cauza fricilor sunt dezamăgirile trecutului. Nu aș spune nici că este influența exterioară, că împăratul nu poate fi influențat exterior. Acest personaj a trebuit să-și înțeleagă el apele, emoțiile, ceea ce simte pentru voi.
A venit invers. La capătul setului de cărți, receptivitate. Poate că sunt călătorii între voi, poate că ați fost prietenoși și își doresc o prietenie. Își doresc să creșteți împreună, iar văd bizon cu bizon, pom cu pom. Își doresc un parteneriat. Dar în care să construiești ceva, nu așa, hai să ne simtem bine. Interesant e că la capătul setului de cărți a apărut un soi de regina de cupe, receptivitatea. A învățat să fie mai receptivi. Dacă voi știți că ați participat într-un fel sau altul la această receptivitate, este minunat. Dar receptivitatea, după cum vedeți, este o floare lotus. A venit greu. Poate că, nu știu, greu se deschid acești oameni. Și voi aveți această capacitate specială. Mai dăm pentru 6 de cupe. Conștiință. Conștientizează că între voi este ceva special și vor să manifeste acest special. E o vibrație înaltă. Conștiință. Văd, probabil anticipează cu al treilea ochi deschis și împăratul are viziune. Nu doar inteligență, are și viziune, are experiență. Are multe calități, mai mult sau mai puțin dezvoltate unele. Însă, în legătură cu această împăcare și această legătură profundă dintre voi, 6 de cupe, foarte profundă, au ajuns la niște, au primit niște răspunsuri. Repet, au făcut comparații între alte persoane independente sau mai puțin independente care au fost în preajma lor, pe care i-au refuzat sau... Sunt, da. Încep să... Aici este vorba de sufletul lor. Să iasă sufletul adevărat, partea aceea frumoasă pe care a ascuns-o în spatele acestei armuri și acestui control. Mai dăm o carte pe 4 de pe Turning In. Mai dăm o carte pentru acest împărat. Dar vă urmărește... Repet, dar nu ca un valet. Vă analizează, vă... Este foarte concentrat. Pe voi. Interesant. Există și un sentiment de vinovăție că v-a respins. Există un sentiment de vinovăție că v-a respins. Da? A stat, a meditat. Da? Și în această timp a încercat să-și rețină emoțiile și, repet, nu este influența exterioară alte personaje, dar apare totuși un sentiment de vinovăție că a pierdut o ocazie. Ocazia de a-și vindeca inima, de a-și deschide inima în fața cuiva. Cuiva se pare la fel de puternic ca și el. Pentru că aici apare interesant, 9 de monede, în general este energie feminină, da? Are codițe împletite. Este o energie feminină. Nu o să vă dorească o femeie, clar, de dragobete. Că dragobetele este băiat. Ideea este că voi sunteți spre împărătese și sunteți potrivite, a făcut comparație. Sunteți potrivite. Pentru ei. În primul rând să le înțelegeți sufletul, să înțelegeți, să... Probabil că deja ați înțeles multe din ceea ce simt ei. Fără să spună, chiar și în momentele lor de tăcere, chiar și când nu au arătat de fapt că au fost în control, sunt în control, că se simt vinovați. Da. Nu unde, ia uite. Nu știu încă cum să integreze, cum să se armonizeze, pentru că în interiorul lor este tipic împăratului, da? Împăratul fără împărăteasă sau preîmpărăteasă o să fie tot timpul într-o luptă, pentru că asta face, el se luptă să cucerească, să se extindă, să domine, să controleze. În momentul în care voi apăreți, preîmpărăteasa, viitoarea împărăteasă, să zicem, se poate manifesta integrare, armonie. Și aici este... Este lucru pe care îl, sau asta este lucru pe care îl descoperă ei. Ca am zis, ei descoperă că au dragoste, regele de cupe.
Dar această dragoste nu se poate manifesta decât în preajma cuiva care apreciază, care știe, care simte și care e la adevăr, la aceeași valoare cu el. Mai dăm o carte pe acest ghid, pe acest sentiment de vinovăție. 8 de spade. Un soi de 8 de spade. Probabil că nu știa cum să-și deschidă sufletul. Ia uite, vrea să o ia de la zero. Vedeți cărțile? Vrea să riște. Să iasă în acest control. Domne, vreau să fiu nebun, crazy in love. Intensitate, am vorbit de intensitate de la început, da. Ia uitați ce intensitate are, da? Ce intensitate are acest leopard. Da. Și să iasă, ia uite, din ce? Din izolare, pentru că el și-a închis acest personaj, și-a închis sufletul în gheață. Și trebuie să se vindece, interesant, cu răbdare. Voi sunteți spre împărăteasa, să zicem. Viitoarea energie feminină capabilă să-l vindece. Dar e vorba apropo de ciclul lunare, un anumit ritm în care se deschide acest personaj. Blă, 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 blă. Deci vrea să o ia de la zero, vrea să riște. Dar, repet, arată zero. Ideea este că acest personaj nu o să riște, pentru că el a analizat între timp, a comparat, a înțeles, a ajuns la niște treziri de o anumită. Factură. Băi, împărate, măi, împărate. Hai să vedem ce-și dorește, pentru că dragobetele vrea dragoste, măi. Hai să fim serioși, nu o să se ofere doar mărțișor, dragă doamnă. De la numărul 2, nu vrea să-ți ofere doar mărțișor și flori. Vrea mai mult, dar hai să vedem ce vrea mai mult. Că toți vor mai mult. Nu e unul care să nu vrea mai mult. Nu. Nada. A, numai dacă nu te iubește. Acest personaj te dorește. 6 de cupe, este doar, interesant, 6 de cupe, este doar de voi. A fost stagnare, dar spânzurat-o, v-a ținut, vrea să vă țină doar pentru ei dacă s-ar putea. Și a comparat, dacă dau drumul acestei ocazii să plece, ce fac? Pentru că a conștientizat că de fapt voi sunteți singura persoană cu care se poate deschide emoțional, cu care poate să fie vulnerabil, cu care poate să crească și spiritual. Eventual s-a uitat la pozele voastre între timp, a zis că vă studiază, vă analizează, este doar de momentele în care, eu știu, ați petrecut împreună, vai, soarele, ia uite, împăratul, regina de cupe și soarele și iar 4-5 de cupe, regretele că s-a dus o ocazie, pasiunea, dar vrea să revină într-un mod trăsnet, când a zis de dragobete, acum că nu o fi dragobete, o fi eu știu ce. Doar să fie tot cu bete. Sau măcar cu drago. Că vii cu drago, mă, cu drago. Simte multă fericire. Se simte înțeles. Se simte alintat, protejat. În siguranță. Pentru că împăratul vrea să ofere siguranță. Dar acolo, când e vorba de sufletelul lor, ei au și ei nevoie să le ofere cineva siguranță. Și voi puteți să le oferiți, iau dați, siguranță. Acolo, în sânul vostru. Ce-și dorește? Să vă aibă doar pentru ei. Să vă țină. V-ar lega de ei dacă ar putea. Dar mai au de făcut și treabă. Dar, înțelegeți voi, e o soi de posesivitate. Interesant, iar apare 3 de spade și cavalerul de cupe. Da, e o împăcare. Au fost, probabil că a fost o a treia persoană, poate că a fost căsătorie, destul de căsătorie și acum vrea să se libereze de căsătorie. Iar urmăritorii, da, spionajul, contraspionajul, este o dezamăgire. Este o, probabil că a fost o a treia persoană care, din cauza căreia s-a produs separarea. Dar aici apare
Noua perspectivă pe care o vede și o simte și o conștientizează. Dorința de a o lua de la zero. Dorința de a simți dragoste cu cineva. Cu cineva care are numele vostru. Fața voastră și sufletul vostru. Nu e mult PC. Probabil că sunteți persoane foarte sensibile, dar și majoritatea evoluată spiritual. Altfel n-ați putea să impresionați așa de ușor un împărat. Chiar dacă lucrurile au aici o poveste. E o poveste, măi, e o poveste. Ce își dorește? Să faceți bani împreună? Să vă urmărească de fapt ce vă place? Asta, îi place foarte mult să se uite la voi, eventual. Ce își dorește? Știți, este și o tendință a unor bărbați, nu doar bărbați, dar în general bărbați, care așa s-au obișnuit să producă suferință, să producă dezamăgire și apoi tot ei să se întoarcă salvatorii situației și să vă salveze din lacrimi și dezamăgire, eventual. E o tactică a unora. Cam asta este. Acest personaj ați văzut și voi? Da, probabil că a fost și căsătorit. Sau este căsătorit și din cauza acestei căsătorii sau tradiții, dacă nu e căsătorie, este tradiție, este cultură. Este o a treia persoană, a fost, dar foarte posibil să renunțe la cealaltă persoană în momentul în care va risca și o va lua de la zero, acest personaj nu ia de la zero pentru o simplă aventură, vă zic. Va continua zero până înspre lume, adică va trece prin toate, eu știu, gradele de implicare în relație. Cam atât deocamdată. Sper că v-ați găsit răspunsuri. Da. Numărul, hai să trecem la celălalt număr, cei care ați, hai să vorbim despre cei care ați ales numărul 3, de cei care ați ales fluturașii, cred că voi vreți ceva așa care să vă facă să simțiți flutur în stomac. Hai să vedem dacă veți primi așa ceva. Cine vrea să fie dragobetele vostru? Sau ori fi mai mult? Sau... Ia uite, temperanță! Cineva încearcă să se tempereze, să se pregătească, să se... Se tempereze ca să manifeste ceva nou cu voi. După o dezamăgire? Interesant. Posibil. Să vedem. Cine vrea să fie dragobetele vostru? Temperanță. Persoană care are răbdare. Mai da ce mai pic cărțile. Hai. O dată, de două, de trei ori. 8 de monede. Judecata Phoenix. Și 10 de spade. Este anul tigrului. În anul tigrului, tigrii nu mai stau în cușcă. Oamenii curajoși
nu mai stau în, în construcții tradiționale doar de dragul programelor mentale. Au mai multe de făcut. Este un personaj care vrea să muncească în relație cu voi. De fapt, aș spune așa. Așa aș spune. Vrea să renască. Ori vrea să iasă dintr-o situație tare neplăcută în care se află ei într-o situație neplăcută și vor să renască în relație cu voi și să muncească în relație cu voi, pentru că simt că în relație cu voi pot să aibă și stabilitate și pasiune și emoții. Suficient, nu? Mentalul tocmai acum îl schimbă în acest proces de eliberare, eventual. Dacă acest personaj se gândește foarte mult. Se gândește foarte mult. Cum vă puteți bucura și de pasiune și de dragoste, dar și de o relație stabilă. Există multe conflicte. Ia uite, regele de foc, multă pasiune. Ia uite, regele de foc și împăratul, interesant. Împăratul a fost și la numărul 2. Regele de foc și împăratul. Poate să fie două persoane. Interesant. Pentru unii. Și ei știu, personajul care vrea să fie cu voi, știu că mai aveți un alt personaj în preajmă care vă dorește. Dacă ați avut tendința să alegeți și numărul 2, probabil că ar fi bine să ascultați. Există și un grad de gelozie. Posibil, într-un fel sau altul, locul de muncă e foarte important. V-ați întâlnit în acest context, v-ați întâlnit la locul vostru, locul lor. Posibil să fie coleg sau șef, cumpăratul și regele de bâte. Ne clarificăm totuși. Are multe emoții acest personaj. Clarificăm 10 de spade. Ce înseamnă 10 de spade? Da, trebuie să lase în urmă o situație foarte neplăcută și să iasă la lumină, să iasă din bârlogul său. Au o energie masculină foarte puternică, dar din ce motive au fost așa precauți? Trădări. Cuvintele oamenilor. Nu sunt persoane slabe. Dar am senzația, ce simt, tigru și ursul și elefantul sunt animale foarte masculine și puternice, și fizic, dar și mental. Cred că au avut o loialitate, au această dorință de a fi loiali oamenilor care, eu știu, cu care colaborează, care le sunt alături. Și tocmai din acest motiv au permis, repet, nu că ar fi slabi, au permis. Trădările. Au zis, mai lasă, hai să trec peste. Azi că sunt eu mai puternic sau mai puternic. Da, vorbim totuși de bărbați la Dragobete, da? Și într-un fel sau altul cursul, da? Care hibernează. Într-un fel sau altul din cauza acestui dorință, da, de a ține de familie, de educație, de oamenii pe care, eu știu, de care s-au atașat. Am senzația că se atașează foarte puternic de oameni. Acest personaj și s-au atașat și de voi și au închis oarecum sufletul, l-au înghețat, acum trebuie să iasă din acest îngheț și probabil că în preajma voastră vor să descopere dragostea și pasiunea pe care au reținut-o în relațiile anterioare, familie, eu știu, job,
prieteni. Sunt foarte, foarte precauți. Posibil și voi să fiți? Vedeți unde sunteți. De rău, te speră, învață să spere, să aibă încredere în destinul lor și în destinul vostru împreună. Iată-mi și o carte pe judecată, te rog. Judecata este Pluto pentru mine, iar acești oameni trec prin profunde transformări, nu doar în relație cu voi, în general, și aduc transformare în viața lor, pentru că asta sunt și ei. Dar judecata înseamnă și dorința de împăcare. Regina de spade, interesant, da? A fost dezamăgire, 3 de spade. Poate că ei au fost dezamăgiți și nu s-au putut deschide, cum a spus mai devreme. Iar vă simboluri care țin de transformarea sufletească. Acest personaj stă și judecă. De fapt, lângă cine se simte bine și confortabil? Lângă cine își poate schimba sufletul? Hai să vedem despre personalitatea lor. Îți doresc să poată vorbi despre situațiile prin care au fost. Despre ceea ce au gândit, cum vor să muncească în relație, ceea ce proiectează în viitor, în relație cu voi și în relație așa, în general. Numărul 17, ce? 17 să însemne ceva pentru unii dintre voi, dar 17 înseamnă 8, transformare ea, și 17 înseamnă și stea, speranță, pe care am văzut-o și mai devreme, interesant, personalitatea lor. Cine vrea să fie dragobetele vostru? Este un domn. Probabil cu marcaj în semn de aer. Dar am mai spus eu, nu mai știu la ce număr, la 1, parcă. Dar nu doar la 1. Am spus la regele și regina de spade. Întotdeauna ei, dacă sunt mai reci, mai raționali, sunt din cauza, pe de-o parte, a educației părinților, care au fost dezamăgiți în dragoste, dar și datorită dezamăgirilor, sau din cauza dezamăgirilor din trecut, care i-au făcut să fie foarte, super precauți, super precauți. Ia uite, creație, vor să creeze ceva. Interesant că apar doi șerpi, da? Vor să renunțe la pielea veche și să iasă la lumină. Dar tot sufletul lor le-a fost sufocat de energii karmice negative. Când zic de karmică, zic negative. Dar cu voi, personalitatea lor renaște. Sufletul lor poate să renască, să înverzească, să creeze. Probabil că și voi sunteți creative. Unele, Doamne, puteți să fiți creative. Și creativitatea voastră și iar capacitatea voastră de a vă reinventa, apropo de judecată de renaștere, să-i facă să înțeleagă că și ei se pot, iată, sunt dezamăgiți, și ei pot să renască. Aveți putere, și ei au putere. Acest personaj are o putere, iar numărul 11 ține de de justiție. Am zis, semn de aer, mă special balanță, poate să fie vărsător sau gemeni, mai puțin văd. Pluto, Scorpion, balanță Scorpion, probabil acolo sunt niște planete. Planete marcante. Acest personaj are o putere foarte mare. Dar care acum probabil începe să o simtă, probabil că o simte mai de mult timp această putere, dar acum se declanșează ceva și încep să renască, să se transforme. Pare că șarpele Kundalini nu mai este șarpele acela tentant, sufocant, este șarpele Kundalini care aduce lumină, creație.
Hai să vedem despre personaliteul lor. Cerbul iar, căprioara și cerbul. O putere de a se echilibra. Și acum, în această perioadă, vor să iasă din bârlog, da, din această reținere în care au fost și să vă cucerească. Ia uite, Cămila. Mai aduce un pic așa și cu numărul 2. Cămila, responsabilitatea. Au avut multe încârcă, multe de dus. Multe de dus și asta i-au făcut un pic cam ironici din punct de vedere emoțional. Dar trebuie să descopere spiritualitate și probabil că doar în relație cu voi poți să descopere această latură a lor. Doar prin voi poți să renască. Un personaj care atrage atenția, nu zic, cupă 1, foarte frumos, foarte atractiv, extravagant chiar, dar care a avut multe de dus, o călătorie. E o persoană rezistentă. Hai să schimb un pic nuanța. Este o persoană rezistentă, iar care ține de loialitate și Cămila este loială. Duce, pui acolo în cărcă și le duce prin toate. Nu contează că, bine, cât este de calde, secetă, da? Le duce. Dar acum nu mai vrea să le mai ducă. N-am văzut niciun as, dar văd 8 care înseamnă transformare și în acest 8, dragii mei, văd cel puțin 2 ași, asul de cupe și asul de bâte. Și 4 de bâte. Și 4 de bâte într-o formă sau alta. Da? Ei se transformă, încep să simtă nevoia de a avea o nouă pasiune pentru viață, eventual prin voi, de a avea o nouă dragoste, de a simți, de a se vindeca de trădările anterioare, de a renaște, am mai spus de 11.000 de ori, și de a avea o relație stabilă. Simt că sunteți sufletul lor pereche, eventual. Hai să clarificăm. Acest personaj acum își găsește verticalitatea, sau mai, coloana vertebrală spirituală, emoțională, spirituală, în relație cu voi. Ia, ce e ce mă trebuie să vadă? Ia uite, copilul divin. Da, o trebuie să aleagă. Și până la urmă a ales să se vindece și să manifeste, vor să manifeste copilul interior. Dar probabil că au fost, iar pentru unii, anumit mesaj, au fost atât de loiași, de fidel pentru un copil. Au suportat multe. Pentru un copil. Nu doar pentru tradiții, educația primită pentru un copil. Sau pentru că și-au dorit să fie un copil bun și pentru că, da, părinții le-au spus că aia nu-i bine să te desparți, la sau să schimbi joburile. Vedeți și voi cum sunt. Deci, a apărut călătoria, probabil că vrea să călătorească. Ar fi, să zic, un mesaj pentru unii dintre voi. Să clarificăm. Cărțile acestea sunt mai groase. Clarificăm 8 de pământ. Ia uite, renaștere, interesant. Tot 10 de spade. Vor să muncească într-o nouă direcție. Au fost Cămile, ia uite, parte din personalitatea lor, da? Cămila, interesant cum revine și două seturi diferite, da? Au avut multe încârcă. La un moment dat s-a răscolit, a ieșit egoul, da? Leul din ei. Gata, că dau cu toți de pământ. Și urmează, de fapt, acum sunt în al treilea nivel de transformare în care sufletul lor îi cheamă, ia uite, la judecată cineva cântă și renaște. Și renaște corpul într-o nouă variantă, asta cea mai bună variantă, da?
Sunt în plin proces de transformare. Două cărți, de fapt, patru ar fi. Patru, cinci cărți care sugerează transformarea, renașterea, schimbarea vechiului eu, schimbarea vechii piei, pielea, proiecția societății, familiei, educației, iluziilor. Posibil comunicarea cu voi. Văd regina de spade și aici văd un fluier. Comunicarea cu voi. Felul, eu știu ce ați spus, poate felul, nu neapărat, ori tonul, ori cuvintele, ori mesajul, au fost niște avertizări pentru ei. Iar 10, 10 și 10, 10, 10 de monede. Să iasă dintr-o energie în care a adus prea multe. Clarifică regina de spade. Creativitate. Am zis creativitatea voastră, dar vor și ei să fie creativi. Că ori fi persoane creative care au multe de, eu știu, voi știți sau poate nu știți nici voi. Ori creativi. De aici este împărăteasa. Probabil că un marcaj în mod special în balanță, am zis balanță scorpion, poate și ceva taur, deși nu văd așa foarte multe, dar nu asta spune, nu asta mă interesează. Este vorba de dorința de a vindeca copilul interior, cum am zis mai devreme, de niște traume foarte vechi și aceasta se face prin artă, dragii mei. Prin artă se poate vindeca copilul interior. Prin artă, prin joc și jocul e o formă de artă și în fine. Și arta e o formă de joacă. Ce s-a dărâmat? Am dărâmat eu tubul de tempera alb. Apropo de culori. Da, poate că ar trebui să picteze. Poate unul dintre voi pictează, altul cântă. Mai mult sau mai puțin. Oricum, comunicarea creativă ajută la acest proces de transformare. Și ce își doresc, că își doresc să vor să comunice de fapt. Au speranță că veți crea ceva împreună. Veți manifesta abundență într-o formă sau alta. Sunt foarte stresați. Foarte stresați oamenii ăștia. Foarte stresați. Clarificăm și 10 de spade. 10 de spade. Trebuie să lase în urmă aceste. Iată, letting go! Letting go! Toate trebuie lăsate în urmă. Și e conștient. 8 de cupe. Trebuie să lase în urmă aceste trădări și aceste situații apăsătoare, responsabilități, griji, stres. Tendința de a fi prea precauți din cauza trecutului. Oarecum seamănă cu numărul 2, doar că e o altă formă, diferite nuanțe, diferite culori. E ca și când ne face un tablou asemănător în care schimbi anumite detalii și anumite culori, dar în principiu subiectul e tot același, da? La capătul setului de cărți îndrăgostiți, foarte frumos și interesant, da? Simt dragoste, simt atracție față de voi, că de-aia își doresc să vină spre voi de dragobete, pentru că simt. Dar au o inimă mare și foarte sensibilă. Ia uite, au început să se conecteze la, da, vor, nu știu, simt, îi chemați voi, sau sursa, sau pur și simplu Dumnezeu, da? Dumnezeu îi cheamă la o nouă dragoste, la un nou fel de parteneriat, tocmai ca să iasă din, ia uite, din adicții, din codependențe. Probabil, lângă o persoană foarte egoistă și să se intereseze, vedeți, să lase o relație și să vină într-o altă relație. Aici sunteți voi, aici este lumină, da? Lângă voi vor să vină. Și trebuie să lase în urmă persoana posesivă. Posesivă, egoistă, avem aici niște marcaje, da? Unde sunt? Ia uite. Ia uite, marcaje care arată posesivitate, narcisism. Acest personaj. Nu pleca, ești al meu, la, fighting, se luptă acolo, da? Dar, Dumnezeu, dar există dorința de integrare. Ok, experiența aceasta este una, o păstrăm, învățăm din ea, dar ne transformăm. Și Dumnezeu, sursa, soarele, da? Divinitatea, cum vreți voi să-i spuneți? Îi cheamă la o nouă dragoste și asta lângă voi. Așa zic ei. Acum voi alegeți ce vreți.
foarte interesant. Asta este puterea. Interesant, justiția. Justiția, dar este numărul unu care seamănă și cu Marea Preoteasă. Într-un mod subtil. Viața li se poate reechilibra alături de altcineva. Evident, personajul acela sunteți voi. Voi. Poate că unii trebuie să lase o mamă. Mama copiilor. Am zis că a fost și copilul aici. Subiect de manipulare eventual. Pentru acest copil a stat acest personaj, dar trebuie să-l lase în urmă. Letting go, letting go. Să renască. Vrea să renască. Dacă voi vrei să-i primiți, bine, dacă nu, e treaba voastră. Acesta este un personaj, n-a apărut ca și fi... A, uite, totuși a apărut ca regina, regina și împărăteasă, regina despăt. Deci e energia sa feminină, chiar dacă e bărbat, vorbim de un bărbat, dar vedeți, a apărut energia feminină care trebuie să renască. Pentru că aici toată această energie masculină a suferit, masculinul, da, ursul, elefantul, tigru, masculinul, cămila, da, a suferit cerbul iar. Repet, a suferit, a îndurat că... Așa trebuia să fie, că e mama copilului, că e copilul, că e aia, că e mama mea, că vreau să fiu un copil bun, să nu o supăr, la la la, la la la, da, știți? Că, na. Și eu gândeam la fel cândva. Dar ce știu părinții, totuși, despre dorințele copiilor? Când copiii experimentează traume, da, traumă, copilul interior e traumatizat. Da, din dorința de a-și asculta mama, părinții, cultura, tradiția și eventual familia în care, cu care este. Păcat. Dar, dragii mei, hai să-l mângâiem un pic pe Budiță ca să-i atragem și acestui personaj spor și bucurie. Mai au durere de cap. Prea multă suferință. O eliberăm. Să vedem ce își dorește, că toți dragobieții, pentru că sunt băieți, vor și ei ceva. Vor ceva, nu doar creativitate, nu doar naștere, la 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 la. Vor și ei ceva, vor moartea. Vor o dragoste totală. Moartea și renașterea. Wow, împărăteasa. Extraordinar, împăratul și cavalerul de cupe, asta își doresc. Wow, asta e minunat. La capătul setului de cărți au fost un rege de spade. Da, regele și regina au fost cu un personaj interesant, vedeți? Regele și regina de spade. Dar vor să renască. Vor să ia de la zero. Și-au închis sufletul acești oameni. Regele, oh, nu mai contează regele de spade, nu mai contează. E a doua oară când apare împărăteasa și împăratul, am zis că are legătură și cu numărul 2, poate. Dar, am zis, e altfel. Aici, acești oameni vă văd deja împreună. Sau se văd împreună cu voi. Trei și patru, există o creștere. Știu că trebuie mai întâi să creeze. Creativitate, creativitate, creativitate. Știu că mai întâi să creeze și apoi au suficientă, cum se zice, stamina, suficientă energie și încăpățânare și determinare să păstreze ceea ce se creează, să protejeze ceea ce se creează, dar știu că mai întâi trebuie să creeze. Mare grijă că s-ar putea să-și dorească un copil cu voi. Mare grijă, doamnelor, dacă voi vreți. Foarte bine, dar aici este. E așa, sunt ei ghidați în această perioadă. Chakra lor a doua trebuie să renască în multe forme, inclusiv și pe acest plan sexual și chiar
Deci pentru unii s-ar putea să-și dorească un copil. Dar vă văd superbe, adorabile, cum să mai zic. Am zis iar șarpele, iar apare șarpele, șarpele, Kundalini. Aveți această energie sexuală foarte puternică, doamnelor, și îi simt. Și vor să simtă energia asta, vor să renească, vor să fie spiritual, vor să fie altfel. Adică vor să se bucure de o legătură sexuală profundă, nu doar hai să stau lângă cineva că trebuie să stau și... Da, o fi fost pasiune, o fi fost o persoană pasională, nu zic că n-au stat lângă persoane pasionale, dar una e să fii pasional și alta e să fii conștient de energia ta sexuală, să-ți dai seama că energia sexuală este o energie puternică din punct de vedere spiritual și să știi cum să o manifesti împreună, da? Și nu poți manifesta așa decât cu perechea ta divină. Deci ei se consideră flăcări, gemene sau suflete perechi cu voi. Mă mir că n-au apărut până acum aceste cărți și, sub forma îndrăgostiților, da? Și aici să zicem este soarele, un soi de soare și îndrăgostiții. Sufletul lor recunoaște că, interesant, vedeți ce frumoasă carte? Sunteți în corpuri separate, corpuri astrale și corpuri fizice separate, dar în inimă sunteți gemeni. Copilul divin interesant, copilul interior, mai bine zis, copilul interior, ei, aici, suferă până nu vor fi în această uniune cu voi. Cu copilul din voi și cu doamna și cu copilul și cu doamna. Interesantă etalare. Sunt plin de pasiune, de dorință, de atracție fizică, dar, repet, nu doar atât. Dar fiind în proces de transformare, transformarea vine, gândiți-vă de unde pleacă, de la 10 de spade și regele de spade, de la o ființă rece, distantă, care și-a închis sufletul, probabil că dacă aveau probleme acasă, mai aveau câte o aventură pe aici, pe acolo, cu câte o frumușică, dar frumușica aia nu era împărăteasă. Asta e. Își doresc să vină și să vă... Să vă ridice eventual. Într-o altă poziție. De stabilitate, de onoare, să simțiți ce înseamnă să fiți adorate și să fiți protejate și iubite. Mamă, împăratul și împărăteasa n-a mai fost de foarte mult timp și știți că nu apare tot timpul și a apărut împărăteasa de 2 ori. Sunteți totul pentru ei. Imposibil de exprimat în cuvinte. Da, și în cuvinte politicoase. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Vă pup, ceau, ceau, numai bine!